Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Americanii se pregătesc să vadă azi un fenomen cosmic spectaculos. O eclipsă de soare va putea fi urmărită din mai multe orașe aflate în America de Nord și America de Sud. Cercetătorii de la NASA au făcut și harta interactivă pe care am studiat-o și noi și putem să vă spunem de unde se va vedea cel mai bine inelul de foc, adică acel moment când luna va acoperi soarele aproape în totalitate. Așadar, când la noi va fi ora 18? Și 46 de minute, locuitorii din statul Oregon vor spune bună dimineața soare sau mai bine zis bună dimineața soare eclipsat. La ora 9 și 26 de minute va veni rândul celor din Nevada și New Mexico să urmărească spectacolul dintre soare și lună, iar când noi ne vom pregăti de culcare, pe la ora 22 și texanii din Texas vor lua prânzul aproape pentuneric. Eclipsa se va vedea apoi și din America de Sud, dar nu va mai fi la fel de spectaculoasă. Din păcate, fenomenul cosmic nu se va vedea și la noi, însă vă mai dăm un pont. NASA va transmite totul live pe YouTube. Atât pentru astăzi, eu sunt Luca, numai bine, pe curând!